Peste 900 de kilometri de drum planifică cei de la Ministerul Economiei să construiască sau să reabiliteze în satele din Moldova în acest an. Lucrările care fac parte din programul Drumuri 2020 vor începe în luna iulie, iar primăriile sunt împuternicite să decidă care porțiune de drum din localitate va fi reparată. Printre beneficiarii programului se numără 1200 de localități din toată țara. E destul sau nu? Întrebare retorică. Și de atâta, dacă noi vorbim despre starea curentă a căilor de comunicare și, în primul rând, a drumurilor publice, străzilor și drumurilor comunale, vedem că aici este cea mai mare datorie și restanță. De atâta, guvernul consecutiv, a treilea an la rând, vine cu susținerea și finanțarea lucrărilor în intravilanul localităților pentru reabilitarea, reconstrucția străzilor. În total urmează să fie construite sau reconstruite sau reparate 906 km de drumuri, dintre care aproape 300 km sunt drumuri de asfalt și 600 sunt drumuri de petriș. În acest sens, municipiul Chișinău a fost separat, finanțat cu 100 de milioane de lei și municipiul Bălți cu 25. Suma totală a investițiilor prevăzute se ridică la peste 1,1 miliarde de lei.